Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Bezei Live. Tensiunea intraoculară se descoperă de cele mai multe ori întâmplător, fiind o afecțiune lipsită de simptome. Chiar și așa, în lipsa unor semne clare, aceasta poate conduce către afecțiuni cu adevărat grave. Discutăm astăzi despre prevenție, despre ce se poate întâmpla dacă nu tratăm această presiune intraoculară. Stăm de vorbă cu doamna profesor dr. Camelia Bogdanici, șefa clinicii de oftalmologie a Spitalului Sfântul Spiridon din Iași. Bună ziua și bine ați revenit în studioul nostru. Bună ziua, mulțumesc de invitație și să vă fie de bine noul sediu. Mulțumim pentru urări. Vă întrebam și înainte de a intra în direct, pentru că există o confuzie. Cum este mai corect să folosim termenul? Presiune intraoculară, ori tensiune, sunt același lucru? Sunt același lucru, dar noi ca oftalmologi folosim termenul de presiune. Presiunea intraoculară, chiar în prescurtarea noastră uzuală, spunem PIO, presiune intraoculară, și acesta este termenul pe care îl folosim, termen care, de care ținem cont atunci când vorbim de glaucom, pentru că atunci, de obicei, o creștere a presiunii intraoculare poate să însemne glaucom, dar trebuie să ținem cont că uneori presiunea poate să fie în limite normale și totuși pacientul să aibă această afecțiune care se numește glaucom. Pentru că atunci când spui glaucom, în definiție nu ai numai modificarea presiunii intraoculare, ci ai și modificări de fund de ochi la nivelul nervului optic și modificări de câmp vizual. Deci sunt câțiva parametri pe care îi urmărim întotdeauna. Între ce valori trebuie cuprinsă presiunea intraoculară? Presiunea intraoculară normală este considerată 15,5 cu plus minus 2 mm de mercur. Se măsoară cu aplanotonometru în mm de mercur. Probabil că vom vorbi, există mai multe metode. Metoda gold standard, cum spunem noi, este cea aplanotonometru și măsurăm în mm de mercur, dar există și alte metode. În acest moment de COVID pozitiv preferăm chiar metode non-contact cu aer, cu puful de aer, și sunt valori care sunt echivalente în funcție de aparatul pe care îl folosești. Să știți că există pacienți care, dacă își pot permite, pot să-și ia și un aparat acasă, să-și determine presiunea prin această metodă non-contact și să-ți trimită anumiți parametri în această perioadă de telemedicină. Inclusiv examenul de fund de ochi poate fi vizualizat cu un telefon foarte bun și să se transmită imaginea medicului. Interesant. Tocmai pentru că, din păcate, acești pacienți care au o creștere a presiunii intraoculare sau pacienții care sunt diagnosticați deja cu glaucom, sunt pacienții care au un acces mai greu la medicul oftalmolog, pe de o parte la nivel de spital, unde în acest moment operăm și internăm mai mult cazurile de mare urgență și, din păcate, pentru că vorbim de presiune intraoculară, să știți că vin cu o presiune foarte, foarte mare, fie prin glaucomul propriu-zis, că nu-l tratează, că au uitat să-și pună picăturile sau că au alte complicații, sau prin faptul că, de exemplu, au o cataractă care este matură sau hipermatură și care poate să-ți determine o creșterea presiunii intraoculare. Un alt lucru pe care l-am observat în această perioadă este faptul că, tot din lipsa de acces la oftalmolog, dacă au un ochi roșu, se duc la farmacie și iau picături, și atunci când pun o perioadă îndelungată picături cu cortizon, cu produs de cortizon, diverse tipuri de instilație oculare, poate să apară un glaucom secundar cortizonic. Iarăși o problemă pe care iarăși nu-și dau seama. Ei aveau ochiul roșu înainte, fie că era o simplă conjunctivită sau chiar o sclerită, și atunci își pun prelungit, o perioadă prelungită, și uite că apare o complicație. În lipsa unor afecțiuni cunoscute de către pacient, care ar fi semnele care ar trebui să le îndrepte de urgență la medic? Discutăm despre presiune intraoculară. Există, să ne înțelegem, există mai multe forme de glaucom, dar vom vorbi despre glaucomul primitiv cu unghi deschis și glaucomul primitiv cu unghi închis. Cel cu unghi închis dă un ochi roșu, dureros, cu scădere bruscă de acuitate vizuală, și atunci pacientul vine, dar este un glaucom foarte grav. Glaucomul primitiv cu unghi deschis, în schimb, este un glaucom la care pacientul nu-și dă seama niciodată sau
își dă seama când lucrurile sunt foarte, foarte avansate, când nervul optic este extrem de afectat și când el se sesizează că nu mai vede undeva în periferie. Ce face acest glaucom? Afectează nervul optic, apasă pe nervul optic, din nefericire pacientul vede partea centrală și atunci el nu este îngrijorat, dar nu vede undeva în periferie și este extrem de periculos pentru că această afecțiune poate să apară la vârste active, 50-55 de ani, și atunci pacientul, la un moment dat, să spunem, poate să aibă un accident de circulație și spune, dar eu n-am văzut. Eu n-am văzut în oglindă cum era o mașină sau un biciclist sau un pieton. De ce? Pentru că el poate să aibă o micșorare de câmp vizual și acesta este un semn pe care nu poți să-ți dai seama decât atunci când îi faci o testare de câmp vizual. Bineînțeles că regula de aur este ca un pacient peste 40-45 de ani să meargă la un an și jumătate la oftalmolog. Fie pentru că are nevoie de un ochelar de citit sau pentru protecție, că în acest moment, pentru că stăm foarte mult pe televizor, pe tabletă, pe telefon, la servici sau chiar și acasă, atunci avem nevoie măcar de un ochelar de protecție. Dacă... Știți că se spune că de fapt ar trebui să lăsăm ochiul să muncească și să nu-l ajutăm cu astfel de ochelari de protecție. E un mit? Nu este bine tocmai. Este un lucru care se spune așa, dar mai bine să punem un ochelar chiar cu o valoare foarte mică dioptrică, un plus 0,50, pentru că atunci relaxăm procesele ciliare. De fapt, noi trebuie să înțelegem că ochiul are un aparat prin care vedem clar și se numește acest lucru acomodație. Vedem clar la aproape sau la distanță, după distanța de 5-6 metri, ochiul se relaxează, nu mai are acomodație, dar această acomodație între aproape și distanță 5-6 metri se face printr-un mecanism extrem de complex în care un mușchi fie se contractă și un susținător al cristalinului se relaxează sau invers, iar cristalinul, cel de-al doilea geam al ochiului, se bombează sau se relaxează la poziția inițială. Deci, ca să înțelegem, dacă ținem minte cum erau aparatele de fotografia dinainte și făceau un zoom, cam așa face și ochiul nostru, condus, bineînțeles, de scoarța cerebrală și astfel putem să vedem clar. E, această acomodație, această mișcare, acest mecanism de contracție, relaxare, la un moment dat cedează. Și cedează cu atât mai mult cu cât ai nevoie de el, cu cât stai într-o lumină intensă, cu cât ulterior schimbi și stai în întuneric și ochiul încearcă să vadă foarte clar, de aceea la un moment dat ochiul obosește. Iar în acest moment să știți că lipsa acomodației apare mult mai devreme. Înainte știam cu toții că ne puneam ochelari la 45 de ani, o lungeam spre 50. Acum să știți că a scăzut vârsta la 35-40 de ani. Ochelarul de aproape, cum spun eu. Da. Știu că persoanelor cu dureri de cap frecvente li se recomandă un control oftalmologic. Poate fi provocată acea durere de cap tocmai de presiunea intraoculară? Poate fi provocată de presiunea intraoculară, poate fi provocată de nevoia unui ochelar. Din nou ajungem în acel moment sau, din păcate, mai sunt și alte afecțiuni pe care tot oftalmologul le poate vedea, poate să vadă modificări la nivelul nervului optic care conduce și trimite pacientul spre un examen neurologic adevărat, pentru că există ceea ce numim noi neuropatia optică ischemică, care o tratăm împreună cu neurologul. Există edemul papilar, care este un lucru extrem de grav și care înseamnă că la nivel cerebral se întâmplă ceva suficient de grav și, bineînțeles, acest consult și consult interdisciplinar oftalmolog-neurolog trebuie să fie extrem de strâns. Chiar căutam informații despre acest subiect pregătindu-mi emisiunea, iar internetul, care este foarte bogat în diverse informații, este destul de sărăcăcios când vine vorba despre presiune intraoculară. Este o afecțiune descoperită recent? Din moment ce nu avem prea multe informații? Nu. Informațiile despre presiune sunt extrem de vechi, se vorbește de ani de zile.
Să nu uităm că eu am avut teza de doctorat pe care am susținut-o cu foarte mulți ani în urmă despre un target pressure, deci presiunea pe care fiecare om o suportă, că și aici este un lucru diferit. Maximum de presiune pe care noi îl considerăm este de 20-21 de milimetri de mercur, dar unii nu au modificări de fund de ochi sau de câmp vizual chiar la un 23-24, iar alții, așa cum vă spuneam, pot să aibă modificări la 15 milimetri de mercur. Mai este încă un lucru. Ochii au tot timpul un echilibru și cei doi ochi. Da, da. Dacă există o diferență de presiune între cei doi ochi, atunci deja ne punem problema că există o modificare de presiune intraoculară și trebuie să urmărim acel pacient. Există pacienți care au afecțiuni sistemice, de exemplu au extremitățile foarte reci, uh-huh. Și astfel de pacient are un factor de risc și atunci poate să facă și să aibă o presiune crescută. Există persoane care au, de exemplu, o boală tiroidiană și pentru că în spate grăsimea orbitară care stă pe nervul optic este modificată și împinge globul spre în față, știm de acea exoftalmie, iarăși putem să avem o creștere a presiunii intraoculare. Deci lucrurile sunt foarte, foarte vechi și să știți că acea planotonometrie este o metodă extrem de veche de care încă ținem cont. Pentru a ști cei care ne urmăresc și care au suspiciuni în această direcție, în ce constă controlul oftalmologic? Un control complet pentru o persoană adultă ar însemna să te uiți la polul anterior, să vezi dacă atât cornea, camera anterioară este partea dintre cornee și iris, cel care dă culoarea ochiului, are structuri normale și are o adâncime normală, pentru că și acest lucru îl urmărim. Dacă pupila reacționează la lumina pe care o vedem, dacă avem un cristalin transparent, dacă în spatele cristalinului corpul vitros este normal și, bineînțeles, când te uiți atât la polul anterior, acum poți să vezi la biomicroscop, că vedeam la un moment dat că puneți diverse aparate, poți să vezi și fundul de ochi. La fundul de ochi poți să-l vezi fie chiar la biomicroscop, poți să-l vezi făcând oftalmoscopie directă sau indirectă și urmărești așa, cum vă spuneam și la început, când vorbeam noi în pauză, că urmăresc nervul optic, urmăresc să văd partea esențială a retinei, macula, și urmăresc să văd retina. Uneori văd, de exemplu, modificări la nivelul retinei de tip hipertensiune arterială, sunt modificări care țin de ceea ce spunem noi retinopatie hipertensivă. Putem vedea modificări care țin de retinopatia diabetică, iarăși diabetul care la rândul lui poate să ne dea complicații. Și să știți că foarte des, din păcate, putem vedea modificări chiar la nivelul irisului care să-ți spună dinainte de a te uita la fundul de ochi că există posibilitatea să ai modificări de tip retinopatie diabetică sau o retinopatie care poate să-ți dea o modificare prin faptul că îți apar vase, neovase pe iris, cum spunem noi rubeosis iridis, care deja este un lucru foarte grav și care poate să-ți dea un glaucom secundar. Deci urmărim și facem oftalmoscopie. Apoi vom determina presiunea intraoculară. Apoi vom determina refracția oculară. Și iarăși refracția oculară, să știți că nu este suficient să ai un autorefractometru și să spui asta e refracția, eu îți dau ochelarul după această refracție. Dacă nu ții cont de faptul că retina este bună, dacă ai modificări maculare, atunci deja trebuie să știi că o anumită refracție poate să fie modificată, de exemplu, de un edem macular cistoid sau, și mai grav, de prezența unei tumori intraoculare. Un pacient care vine și spune, cred că mi-am schimbat într-un an 3 perechi de ochelari, de citit să spunem, deja din ușă te gândești că are alte modificări. Cum vă spuneam, edemul macular cistoid, o tumoră, un melanom malign coroidian. Deci trebuie să cauți și alte cauze care poate să-ți dea o modificare de refracție. De aceea e bine să facem un consult la un an și jumătate la oftalmolog și să nu ne limităm numai la un consult de optometrist. Aici este o mare, mare problemă. Da, da, da. Sau și mai grav, să mă duc într-un magazin în care ochelarii cu dioptrie stau undeva și îi pun pe ochi
Și încerc să mă uit. Văzut în supermarket, sunt foarte mult. M-am văzut în supermarket și când este un lucru foarte grav. Să știți că am întrebat la un moment dat de ce este voie să fie undeva la aeroport, în supermarket, da, chiar da, în farmacie, astfel de ochelari. De ce? Pentru că eu sunt într-un oraș, am venit în Iași cu copilul la facultate, dau și eu un exemplu, da, da. Nu pot să mă duc la un oftalmolog repede să-mi fac un alt ochelar și atunci pentru o zi sau două îmi port acel ochelar. Fie că mi s-a rupt, fie că l-am uitat, fie că s-a întâmplat ceva cu el. Dar o persoană care cunoaște? O persoană care își cunoaște deja dioptriile, sigur, și care se duce acolo să-și ia dioptriile apropiate. Să nu uităm că niciodată, nici într-un magazin nu vei găsi o combinație sferocilindrică. Deci așa cum știe toată lumea că este un ochelar, de exemplu, plus 1 cu cilindru de plus 1, să spunem. Nu vei găsi niciodată. E, acel cilindru ai nevoie să vezi mult mai bine. Un alt lucru, ochelarii din magazin nu au o distanță interpupilară potrivită pentru fiecare. O femeie are în jur de 58, 60, 61 de milimetri de mercur distanța dintre pupile. Un bărbat poate să aibă 63, 64 milimetri de mercur. Dar și un adolescent poate să aibă o astfel de dioptrie și nu e bine să luăm acest ochelar. Îl luăm doar pentru o zi sau două. Din păcate, să știți că uneori, eu de exemplu când fac un consult oftalmologic, măsor ochelarul pacientului care vine și uneori mă minunez că are nevoie de cu totul și cu totul altă rețetă și mi se spune, l-am luat din magazin sau am luat ochelarul soțului sau al soției și mi se pare că eu văd suficient de bine. Lucru care este foarte grav și care, să știți că poate să determine la un moment dat închiderea unghiului și să-mi dea un glaucom secundar. Este o greșeală ca primul consult să aibă loc într-un astfel de magazin de ochelari? Știu foarte multe persoane care au simțit nevoia să poarte ochelari și au mers în mall, unde sunt numeroase magazine cu ochelari de vedere, iar primul consult acolo s-a desfășurat. În general, în acest moment, în optici, nu se mai dă voie decât dacă există un optometrist. Dacă în străinătate, când spui optometrie, spui și practic o pregătire pură de oftalmolog și de oftalmolog în sensul că acel optometrist știe să se uite la fundul de ochi și este obligat să se uite la fundul de ochi și dacă vede anumite modificări să trimită la oftalmolog și să spună nu, consultul meu s-a oprit aici, nu-ți dau ochelarul până când oftalmologul nu-ți dă voi. Din păcate, pregătirile care se fac în acest moment pe optometrie nu pregătesc persoanele respective pe un consult adevărat oftalmologic. Da, sunt optici în care își fac treaba cu seriozitate și preferă să trimită imediat la oftalmolog sau chiar au angajat oftalmolog care vine periodic și atunci spun nu, dumneavoastră veți fi consultat și de medicul oftalmolog care vine din când în când. Dar ca să-ți iei un ochelar fără să ai un consult oftalmologic, fără să știi că ai sau nu ai o patologie, mai ales după vârsta de 50-60 de ani. Să nu uităm că pot să apară modificări care tu crezi că țin de ochelar, care țin de degenerescența maculară legată de vârstă. Dacă o iei din timp, există o formă de degenerescență maculară legată de vârstă la care trebuie să faci laser. Laser intraocular și dacă faci la timp, nu vor apărea ulterior modificări de tipul hemoragie vitreană, care este foarte severă, sau chiar dezlipire de retină, când practic intervenția este mult mai severă și complicațiile sunt mult mai mari. Întorcându-mă la subiectul principal, presiunea intraoculară înseamnă obligatoriu glaucom? O presiune intraoculară relativ crescută, v-am spus că poate să mă ducă și cu gândul la alte afecțiuni, cum este oftalmopatia Basedow, deci boală tiroidiană și care, dacă este luată de la început, pentru că toți colegii de la endocrine ne trimit astfel de pacienți și vedem că există o creștere și îi ținem cont de ei și îi luăm înainte de a fi un glaucom. Există anumite activități zilnice care pot provoca o presiune intraoculară? Dacă ai anumiți factori de risc, de exemplu, dacă stai în întuneric, de altfel și glaucomul primitiv cu unghi închis apare mai frecvent noaptea. Deci dacă îți vine o mare urgență, îți vine noaptea pentru că ai stat cu ai un factor de risc și atunci face acest atac acut de glaucom.
Încă un lucru, acest glaucom care apare la un singur ochi, trebuie tratat la ambii ochi. Deci tratezi la ochiul la care ai făcut atacul acut de glaucom și vei face o terapie laser de data aceasta care este în afara ochiului, dar care face o mică împușcătură, un mic orificiu în iris, care permite ca umoarea apasă să treacă din camera posterioară spre camera anterioară. Deci uitați-vă că dacă știm anumiți factori de risc, atunci trebuie să tratăm practic și celălalt ochi. Este mirarea pacientului care spune: eu n-am nimic la acel ochi, eu văd foarte bine, văd perfect. Nu trebuie să facem, pentru că există un factor de risc deja. La copii se poate declanșa această afecțiune? La copil există glaucomul congenital, care la rândul lui este un glaucom congenital precoce pe care îl putem vedea imediat după naștere. Este copilul care are o cornee mult mai mare, la care, din păcate, modificările sunt undeva în unghi, nu le vede nimeni ca atare, dar pe care le poate sesiza fie medicul neonatolog, fie medicul de familie, atunci când a deschis ochișorii copilului. Și am mai spus în multe emisiuni, avem copii care au fost operați la vârsta de 3 zile, acel glaucom congenital precoce. Dar există și un glaucom care apare tardiv, glaucom congenital tardiv, care apare la vârste mai mari, dar în copilărie, și la care copilul are anumite afecțiuni. Și iarăși ajungem la prevenție, pentru că un copil care nu are niciun fel de tară în familie ar trebui să fie văzut de oftalmolog în primii 3 ani de viață. Iar oftalmologul care știe și oftalmopediatru care este informat de acest lucru poate să-și dea seama. Plus că apare, copilul poate să spună: am dureri de cap, poate să aibă grețuri, vărsături, este un copil care poate să fie agitat. Un copil la care te uiți din nou la fundul de ochi și vezi că sunt modificări. Și pe pagina de Facebook avem un mesaj de la cineva care ne urmărește. Spune o persoană că, deși în familie nu poartă nimeni ochelari, copilul la vârsta de 3 ani a avut nevoie de ochelari de vedere. Nu se știe dacă cineva din familie, nu neapărat mama, tata, bunicii, poate o mătușă, poate generația dinainte avea nevoie sau a avut nevoie și nu își poartă ochelarul. Nu ne oprim doar la părinți, nu? Nu ne oprim numai la părinți, nu, ne oprim chiar și la 2-3 generații în urmă. Și atunci când părintele, să știți că are o problemă sau are o nevoie de ochelar, părinții sunt mult mai grijulii și vin mult mai repede. Informațiile pe care le găsește lumea pe internet, că vorbeam de internet, în schimb sunt uneori extrem de utile. Părinți grijulii care fac poze imediat după naștere la copii au venit cu copii de o săptămână pentru că au sesizat că în pupila copilului au văzut o umbră gri sau chiar un punct alb gri și aveau o cataractă congenitală chiar punctiformă. Părinți care au venit, deși au fost văzuți de medicul de familie, care au venit și au spus: știți, mi se pare că parcă ochiul copilului, copilul meu este foarte ochios, asta este ceea ce spun. Dar am citit pe internet că un ochi mai mare poate să însemne un lucru care nu este foarte bun și atunci trebuie să-ți faci datoria să îi determini presiunea și există mijloace de determinare și la copilul foarte mic a presiunii. Deci, cei care abordează internetul uneori găsesc informații și se informează imediat. Cei care au avut în familie un glaucom congenital și aduc copilul obligatoriu în primul an de viață, cei care au avut, de exemplu, retinoblastom, își aduc copiii să fie văzuți în primii ani de viață, pentru că dacă pui diagnosticul și este o afecțiune la copil, este o tumoră a copilului mic, de 2 ani, 2 ani și jumătate, iar tratamentul este mult mai bun dacă îl găsești, dacă tu găsești tumora când este foarte, foarte mică. Tot legat de internet, am mai găsit o informație. Tensiunea intraoculară nu se tratează în toate cazurile, ci doar în momentul în care se constată riscul de a se transforma în glaucom. Noi avem și suspecții de glaucom sau cei care au hipertensiune intraoculară și atunci le urmărim exact ceea ce spuneam. Le urmărim fundul de ochi, vedem dacă papila nervului optic este bună, iar în acest moment sunt modificări care poți să le vezi obiectiv, deci nu subiectiv numai făcând oftalmoscopie, ci faci ceea ce se numește OCT, deci este o tomografie prin coerență optică, care îți face o imagine a retinei și a nervului optic și îți arată nervul optic cu depresiunea dacă o are sau nu o are. Deci, practic, poți să-i arăți o astfel de fotografie
a fundului de ochi pacientului și pacientul este mult mai conștient. Să știți că înainte când îi spuneai pacientului, știi, ai, există un raport CAPDIS pe care noi îl urmărim, nimeni nu înțelege ce e cu el, îi făceai un desen și vedeai că această depresiune, deci nervul este practic distrus sau se distruge, se distrug parte din el. Și el nu pricepea. Când vede depresiunea, când vede acea gaură, ca să o luăm mai așa pe fotografie, este foarte îngrijorat. De asemenea, prin OCT poți să vezi zona dintre maculă și nervul optic și poți să vezi că există modificări la nivelul retinei, modificări caracteristice la nivelul retinei care țin de glaucom și îți apare acolo o hartă colorată și explici din nou, pacientul este mult, mult mai avizat și înțelege foarte bine. Deci pot să-i fac examenul de fund de ochi. Doi, îi voi face periodic câmpul vizual și dacă, chiar dacă are, vă spuneam, o presiune relativ crescută, 22-23 de milimetri de mercur, eu nu îi voi trata glaucomul, nu îi voi da un tratament, pentru că un lucru bun în glaucom, dacă îl depistez la timp, este faptul că trebuie pacientul să pună de două ori pe zi sau o dată pe zi niște picături. Niște picături care le pui pur și simplu, care îți mențin tensiunea într-o limită foarte bună, să vină la 6 luni la un control, să-i determin presiunea și ceilalți parametri, examenul de fund de ochi și cu câmpul vizual. Și atunci pacientul practic nu este afectat, are o viață normală, se duce în concediu, își face schi, face toate activitățile și toate hobby-urile pe care le are, joacă tenis, deci nu e niciun fel de problemă. Nu-i afectează calitatea vieții. Deși să știți că atunci când îi spui unui pacient că are glaucom, lui și familiei, să știți că șocul este la fel de mare ca și cum îi spune că are o tumoră. Dar îi explicăm că viața continuă și că poate să continue o viață absolut normală dacă își face tratamentul la timp. Iar glaucomul primitiv cu unghi deschis are un tratament inițial medicamentos. Dacă, din păcate, lucrurile nu merg bine și pacientul are și alți factori de risc, are tensiunea arterială crescută, are diabet sau are chiar anumite vicii de refracție care pot să fie considerați factori de risc și pacientul nu-și pune picăturile la timp sau corect sau la un moment dat spune eu mă simt foarte bine, eu văd foarte bine, atunci pot să apară complicații și atunci se face tratamentul chirurgical. Sunt mulți adulți afectați de această boală? 3,5% din populația normală au glaucom și este un procent suficient de mare de care trebuie să ținem cont la pacientul adult. Vorbim de pacientul adult. Cât de riguroși sunt oamenii în a respecta acest tratament? Și mă gândesc mai mult la mediul rural, unde au posibilitatea mai scăzută de a ajunge la un control oftalmologic. Aici este problema, pentru că consultul pe care îl fac, deci așa cum vă spuneam, trebuie să vină la oftalmolog la 6 luni și atunci unora le este foarte greu, adică nu au bani să plătească o cursă, să vină sau un tren care să vină la într-un oraș. Aici este o problemă că nu există oftalmologi în zonele mai mici. Eu când am început oftalmologia, să știți că era oftalmolog și la Hârlău, era oftalmolog și la Târgu Frumos, era oftalmolog și la Pașcan, există și acum, dar accesul era mult mai bun. Acum, din păcate, tinerii oftalmologi se orientează mai mult spre optici, ei lucrează în optici sau în clinicile private și mai puțin există clinici de oftalmologie sau secții de oftalmologie în orașele mai mici. Sunt mirată când spitale foarte bine dotate și nu vreau să dau numele pentru că știu un spital extrem de dotat, nu este în județul Iași, este în județul Suceava, dar care nu are secție de oftalmologie. M-a mirat extraordinar. Deci este păcat ca un spital să nu aibă și măcar un oftalmolog sau o secție de oftalmologie, oftalmolog care ar putea să completeze, de exemplu, consultul medicului internist, a endocrinologului și așa mai departe. Sau chiar neurochirurg, dar nu există neurochirurgie acolo. Statistic, cum stăm față de alte popoare când vine vorba de afecțiuni oftalmologice? Nu stăm foarte rău, nu stăm foarte rău, stăm mai rău prin faptul că, de exemplu, pacienții se operează de cataractă mult mai târziu și asta o spuneam până în perioada de
pandemie, iar acum gândiți-vă că pacienții care nu au posibilitatea să se opereze în mediul privat, pentru că acum practic catarata se operează numai în mediul privat, pentru că sunt pacienți selectivi, nu ai cum să mai aduci și pacientul cu cataractă, pentru că nu știi ce urgență îți vine peste noapte. Și în spitale, uitați-vă, spitalul CFR are oftalmologie și este închis. Spitalul de neurochirurgie are oftalmologie și nu folosesc decât cazurile foarte grave sau COVID. Noi suntem singurii cei din Spitalul Sfântul Spiridon care mai internăm în acest moment pacienți, să spunem, electiv, dar nu putem cazurile de cu cataractă. Spitalul Militar are oftalmolog, dar acum este spital COVID. Deci, uitați-vă câte spitale au blocat, spitale de stat mă refer, și practic pacientul care are o patologie de cataractă nu mai poate fi tratat decât într-o clinică privată. Cum se desfășoară acum lucrurile la clinică? Au început să apară din nou pacienții cu afecțiuni vechi? Sau poate pacienți cu afecțiuni noi? Deci, pacienții, s-a deschis ambulatorul și atunci colegii care fac ambulator văd pacienții care sunt cu o patologie cronică și eventual mai ne îndrumă spre spital. Avem o zonă tampon în care, în limita posibilităților, mai putem chema pacienții care sunt electivi, dar chemăm pacienții care au o patologie de retină, la care trebuie să facem laser retinian, la cei cu retinopatie diabetică, la care trebuie să facem operații de dezlipire de retină, pentru că, știți, dezlipirea de retină este o urgență dacă îți vine în primele ore, dar nu mai consider urgență dacă este de o săptămână, dar este o afecțiune foarte gravă și atunci trebuie să o tratez. Sau pacientul care a fost tratat de dezlipire de retină, la care s-a pus silicon intravitrean și la care tu trebuie să-i scoți acest silicon și este un pacient electiv. Și practic stai cu telefonul și vezi câte urgențe ți-au venit peste noapte. Noi încă primim urgențe din toată regiunea Moldovei, pentru că uitați-vă, de exemplu, spitalul din Piatra Neamț este spital COVID și orice urgență pe care o văd o trimit repede la Iași. Spitalul din Suceava, care a deschis secția de oftalmologie, în acest moment nu are decât, are paturile restrânse și, de exemplu, patologia de retină nu o pot trata și o trimit tot la Iași. Încât tratăm Vasluiu, Bârladu, iarăși trimite spre Iași, încât noi, practic, la un moment dat, avem zilnic una, două urgențe mari, cum spunem noi, plus copii, sunt foarte mulți copii care stau acasă, acum acasă, și fac ceea ce spunem noi, traumatismul de vacanță, care, uitați-vă, se termină vacanța și încă avem o patologie a copilului de traumă. Și faptul că petrec foarte mult timp în fața calculatorului, a device-urilor, cred că este o problemă. Aici este o altă patologie, nu ține de partea de urgență. Noi vorbim de copilul care se joacă, copilul care este mușcat de câine, copilul care este mușcat de cocoș, copilul care cade și se lovește de colțul de masă, copilul care se joacă cu un alt copil și care i-a aruncat o piatră sau alte jocuri. Cum apare dezlipirea de retină? Dezlipirea de retină este o dezlipire de retină care poate să apară și la un pacient care, de exemplu, are o miopie mare, pentru că are un factor de risc și se desprinde, practic, un strat retinian și atunci nu mai vede pacientul într-o parte, îi scade de vederea, sau o dezlipire de retină care se produce prin tracțiune, așa cum vă spuneam atunci când avem o dezlipire de retină la pacientul cu retinopatie diabetică, la pacientul care a avut anumite afecțiuni, cum este, de exemplu, ocluzia de venă și care îmi va da în timp o dezlipire de retină prin tracțiune. Avem dezlipiri de retine secundare care apar chiar la pacientul cu tensiune arterială crescută sau la pacientul care are o tumoră intraoculară. Patologia de retină este extrem de stufoasă, pot spune, și uneori cauți cauza dezlipirii de retină, dar sau dezlipirea de retină de tip traumatic și, din păcate, care apare pentru că te-ai lovit, știu eu, te-ai lovit cu o minge de tenis, ai fost și ai jucat tenis, te-ai lovit pentru că ai făcut un joc dintre ăsta cu pistol cu bile sau chiar pistol cu
cu culoare, nu știu cum se cheamă, da. Și care prin presiunea pe care o produce poate să-ți dea o desipire de tip regmatogen sau desipire traumatică. Sau traumatismele care sunt în accidentele de circulație sau cei care se bat pur și simplu și care să știți că nu sunt chiar atât de rare, deci aceste traumatisme care apar. Trebuie avută foarte mare grijă când vine vorba despre ochi, despre vedere implicit și noi avem o zicală noi românii, drag ca lumina ochilor. Din ceea ce întâlniți la clinică, se adeverește acest proverb? Da, pentru că cred că nimic nu este mai dureros decât să-ți pierzi lumina ochilor. Iar atunci când își recapătă vederea, de exemplu, de la operația banală pe care o spunem noi de cataractă, să știți că reacția lor este extraordinară. Deci când te văd și când îți spun, vai ce frumos sau ce culoare este, sau chiar să știți atunci când îi dai primul ochelar unui copil, care vine și îți spune, dar eu nu vedeam culoarea frunzelor atât de marcată, eu nu vedeam că este așa, atâtea culori sunt la flori, mă uitam la dumneavoastră aici, ce flori frumoase aveți în fața sediului și eu să admir niște flori este un lucru extraordinar. Ei, unii se minunează când văd culoarea florilor, care știți, pare un lucru banal și trece așa pe lângă ele. Mă referam și la faptul dacă tratează oamenii cu responsabilitate problemele care pot apărea în ce privește vederea. Nu întotdeauna, dar cred că emisiunile pe care le facem și cred că mass media acum insistă foarte mult pe ceea ce înseamnă prevenție, nu numai în oftalmologie, în general. Iar pentru că vorbim de oftalmologie, mă bucur când se vorbește despre prevenție, pentru că practic astăzi asta am vrut să arătăm, că trebuie să mergi la oftalmolog indiferent de vârsta pe care o ai, pentru că se pot depista la timp și să se trateze la timp anumite afecțiuni. Mai avem mesaje pe pagina de Facebook, o persoană ne spune faptul că deseori vede în ceață și întreabă ce ar putea însemna acest lucru. Depinde ce vârstă are persoana respectivă, dacă este o persoană tânără poate să aibă un simplu viciu de refracție sau, din păcate, poate să aibă o afecțiune corneană. Există uveita, de exemplu, care poate să-ți dea o modificare și o vedere în ceață. Uveita este cea care acută, uveita acută are un ochi roșu, dar există și uveite intermediare sau uveite posterioare care poate să-ți dea o vedere în ceață și atunci deja pot fi și alte afecțiuni și atunci din nou oftalmologul sau chiar împreună cu oftalmologul și neurologul să pună un diagnostic foarte bun. Dacă este o persoană de 50-60 de ani, poate să aibă un început de cataractă. Dacă este o persoană care a avut anumite afecțiuni, poate să fie un edem macular cistoid, de exemplu. Altă persoană ne scrie că ziua vede foarte bine, însă noaptea, mai ales când conduce, observă că vederea scade. Bine, există persoane care au o tulburare de acomodare. Există la tânăr insuficiența de amplitudine difuziune, există la adult presbiopia care ține tot de un deficit de acomodare. Dar există și acea retinopatie pigmentară, care nu neapărat, știți, e acea orbul găinii, cum se mai spune. Când vezi bine ziua, nu vezi bine noaptea. Și când poate să fie diagnosticat un pic mai târziu. Bun, să nu ne speriem că nu neapărat înseamnă acest lucru, dar unii pur și simplu au o nevoie de ochelar pentru a conduce, pentru că s-a referit la acest lucru, are poate un astigmatism foarte mic și poate că un ochelar de protecție noaptea purtat sesizează mult mai bine, pentru că ziua deja este altceva și atunci noaptea i-ar ajuta un simplu ochelar. În această vară ne-am axat și noi foarte mult pe subiectele de prevenție, mai ales în ceea ce privește arsurile solare și am discutat foarte mult despre piele, pentru că este cea mai expusă vara, dar în același timp îmi dau seama că și ochii sunt extrem de expuși. Da, și uitați-vă și căldura aceasta prelungită. Noi avem cel de-al șaselea strat al corneii, primul geam al ochiului, care este filmul lacrimal. Acest film lacrimal este extrem de important, atât cantitativ cât și calitativ. Și dacă stăm mult în fața unui calculator sau unui monitor, se spune că uităm să clipim și atunci filmul lacrimal nu mai este la fel de bine întins
Filmul lacrimal asigură și nutriția cornei și dacă filmul lacrimal nu mai este cantitativ bun, atunci trebuie să-i punem niște lacrimi artificiale și vedem mai bine. Și unii spun că stau la soare și mai văd clar. Păi nu mai văd clar că nu mai am nici măcar filmul lacrimal foarte bun. Sau, și mai grav, dacă mă uit la lumina soarelui pe plajă, mai ales când sunt pe nisip, se poate produce ceea ce numim noi retinopatia solară. De aceea trebuie să protejăm cu un ochelar de soare care are protecție pentru ultraviolete. Și în ceea ce privește ochelarii de soare, iarăși, cred că trebuie ales cu discuție. Foarte mare responsabilitate. O mare, mare discuție. Dacă ne luăm, nu ne luăm un ochelar numai ca să ne umbrească ochiul. Noi trebuie să ne luăm un ochelar care să ne protejeze de ultraviolete. Sunt ultraviolete de tip A, ultraviolete de tip B și atunci există o întreagă poveste. Mai există persoanele care mai poartă lentile de contact, care la fel trebuie să-și pună lacrimi artificiale în cursul zilei, pentru că este afectat filmul lacrimal. Există persoane care stau la mașină cu aerul condiționat, există persoane care stau într-o cameră în care există aer condiționat o perioadă îndelungată și iarăși usucă ca să înțeleagă toată lumea ochiul foarte mult și atunci văd în ceață. Este un simplu fapt să-mi pun o lacrimă artificială. Nefăcând aceste lucruri, în timp pot conduce doar spre complicații. În timp pot să apară și alte complicații. Din păcate, așa cum vă spuneam, sunt anumite afecțiuni, sunt keratite care, keratita virală, herpetică, că iarăși lumea spune că un virus e COVID. Nu vorbim acum de COVID, vorbim de virusul herpetic care poate să mă afecteze și care poate să-mi dea o vedere în ceață și stau unii cu o leziune corneană o perioadă îndelungată sau merg și culeg un porumb în lanul de porumb și m-am lovit, m-am zgâriat cu o frunză. Este foarte grav, se poate produce o leziune gravă, o keratită fungică și să știți că pacienții vin când deja ochiul este foarte, foarte roșu și apar alte complicații. Deci orice modificare care o observ, că văd mai în ceață, că văd neclar, că mă doare ochiul, că mi s-a înroșit ochiul, trebuie să ne conducă la un consult oftalmologic. Există vreo diferență pe sexe ca afectare? Nu neapărat. Există afecțiuni care apar preferențial la femei. De exemplu, acum este moda să punem gene false, să punem fir cu fir și atunci există acum o patologie alergică mult mai mare sau chiar pe care o avem. În general, domnișoarele, doamnele se machiază mai mult și din nou, iarăși poate să fie o patologie a alergiei. Dar și un bărbat poate să facă fără să se machieze pentru că are un teren atopic și îl știm că poate să mai facă și leziuni cutanate, așa cum spuneați, și poate să-mi facă o alergie oculară. Există traumatismul care este mai frecvent la bărbat decât la femei. Mult mai multe traumatisme avem la bărbat. Poate că și activitatea este mult mai mare atunci când vorbim de accidentele care sunt la tenis, accidentele care sunt cu bicicleta, accidentele care sunt de mașină și așa mai departe. În toată perioada pandemiei s-a pus și se pune accentul pe o igienă riguroasă. Cum putem asigura această igienă temeinică atunci când discutăm despre ochi? Când vorbim despre ochi, trebuie să ținem cont că o anexă a ochiului extrem de importantă sunt ploapele cu genele. Deci atunci când vorbim de igiena oculară, trebuie să o începem din afară spre înăuntru, cum spun eu, și trebuie să avem grijă de ploape, trebuie să curățăm ploapele, trebuie să spălăm ploapele și trebuie să avem o igienă a genelor foarte bună. Dacă e vorba de o femeie care se machiază sau se dă cu un fard, chiar pe obraz, nu neapărat la nivelul ochiului, trebuie să-și facă o demachiere foarte corectă, nu cu o cremă, ci cu un produs care să fie apos sau ca un gel și să curețe foarte bine marginea ploapelor care, la un moment dat, acolo la marginea ploapelor avem niște glande care ne asigură atât formarea de lacrimi, deci partea apoasă sau partea mai grăsoasă și să asigure o igienă inclusiv la nivelul genelor. Și acest lucru, să știți că demachiatul trebuie să-l facă și un bărbat. Un bărbat care lucrează, de exemplu, este zidar, care stă în praf, care merge mult cu mașina, deci un șofer,
Trebuie să aibă o igienă a ploapelor foarte bune. Din fericire, pe lângă spălatul zilnic, care trebuie să-l facem dimineață și seara. Seara, așa cum ne spălăm pe dinți, trebuie să ne spălăm dimineață și seara, măcar și ochii să spălăm, fața și ochii. În acest moment există șervețele speciale de igiena ploapelor. Și atunci poți să-l ai în buzunar și să te ștergi cu acest șervețel la prânz. Copiii, adolescenții care duc mâna la ochi, care se freacă cu o mână murdară, de asemenea trebuie să fie ștergi cu un șervețel special. Și bineînțeles, sunt anumite afecțiuni ale ploapelor sau ale genelor care pot să ducă ulterior la afecțiuni oculare. Și de aceea trebuie să avem grijă să nu avem ca o mătreață să înțeleagă toată lumea, așa cum ne uităm la păr, să ne uităm la marginea genelor, să nu existe deloc acea mătreață care arată că există o blefarită. Cu atât mai mult cu cât sunt unii care au genele lipite și îi vezi că se desprind genele și că le rup și sunt zone sângerânde la un moment dat și vin foarte, foarte târziu la oftalmolog și, bineînțeles, și tratamentul este mult mai greu. Mai spunem de ploape atunci când spunem de acel ulcior, cum spune lumea, care este orjeletul și care, din nou, trebuie tratat de oftalmolog. Avem tratamentul clasic, cum se pune lingura de lemn încălzită și uneori se întâmplă mari tragedii și uneori, din păcate, nu este numai un simplu ulcior sau orjelet. Sunt persoane care se confruntă frecvent cu această problemă. Frecvent pentru că au o imunitate scăzută sau au o prezență de stafilococ în cel mai bun caz și atunci trebuie să facem o antibiogramă. Și uneori astfel de persoane au și leziuni cutanate. Ați spus că ați avut și emisiuni de piele, fie avem acea acnee la nivelul feței chiar, sau furuncul sau alte leziuni la nivel cutanat. Și atunci, din nou, dermatologul trimite la oftalmolog sau oftalmologul trimite la dermatolog, iarăși interdisciplinar să tratăm împreună. O altă întrebare care a apărut pe Facebook, este adevărat că persoanele cu ochii deschiși la culoare sunt mai sensibile? Așa se spune, pentru că de fapt, retina este protejată de iris, de cel care dă culoarea ochiului. Și se spune că cei care avem culoarea mai deschisă a ploapelor, eu spun cei pentru că și eu am ochi albaștri, avem riscul de a face anumite leziuni retiniene mult mai frecvent și de aceea trebuie să avem protecție oculară, să avem un ochelar bun, să avem un ochelar de protecție când privim calculatorul. Foarte multe persoane, în special femei, care necesită ochelari de vedere, optează pentru lentile de contact. Este o problemă? Sunt dăunătoare acestea? Nu sunt dăunătoare. În acest moment există lentile de contact inclusiv pentru a putea vedea corect la distanță și la aproape, acele lentile multifocale sau bifocale. Unele femeile în mod special, să știți că vor să-și ascundă vârsta, pentru că se știe că în momentul în care spui prima dată ochelarul de citit, deja ți-ai spus că ai peste 40 de ani. Da, am avut foarte multe doamne care au spus, nu vreau să știe nici măcar soțul meu vreo lentilă de contact. Sau în mediu, acum în schimb, deja portul ochelarului la calculator sau la citit este mult mai frecvent. Să știți că am tineri sau tinere care vor ochelar cu dioptrie zero și doar cu lentile de protecție pentru calculator și este un lucru foarte bun, încât portul ochelarului în acest moment este așa și ca o modă. Corect. Și nu mai este niciun fel de problemă, mai ales că o persoană extrem de grijulie poate să-și asorteze, ochelarul este considerat acum un accesoriu pe care îl asortezi așa cum îți asortezi poșeta, așa cum îți asortezi cercei și așa mai departe. Și este un lucru foarte bun. Da, există lentilele de contact și să știți un lucru, cred că în general cei care vin la oftalmolog și vor lentile de contact sunt persoane mult mai grijulii, pentru că știu că se face o igienă a unghiilor, o igienă a mâinii, o igienă a suportului în care ții lentila, substanțele în care se păstrează lentila sunt de foarte bună calitate și în plus există lentilă de o zi, lentilă de port de până în 20 de zile, lentilă de o lună și cei care poartă, de exemplu, lentilele lunare
de obicei vin la oftalmolog să fie văzut și au grijă, foarte mare grijă. Aici voiam să ajung și eu. Recomandați purtarea lentilelor o perioadă mai îndelungată de timp? În general nu recomand, dar dacă este o persoană care nu poate să-și pună lentila singură, dacă este o persoană care nu are posibilitatea să fie alături de, vorbesc chiar de copii, chiar și un lucru care era tabu la un moment dat, copilul nu poartă lentile de contact. Nu, și copilul poate să poartă lentile de contact și, pentru că tot am spus de lentile, există și lentila de noapte, lentila care se recomandă la cel care are o miopie sau un astigmatism miopic și care se poartă numai noaptea și ziua nu mai poți ochelar și lentilă. Dar este un lucru foarte bun pentru cei care au, de exemplu, o miopie și care nu vor ochelar, sunt afectați de acest lucru sau au o meserie, de exemplu, este prezentator sau este model sau joacă tenis sau, și atunci nu are nevoie de ochelari și nu vrea să-și poarte ochelarul. Repet, în general sunt mult mai grijulii. Ceea ce recomand eu, în schimb, să nu-și ia de pe internet. Am avut cazuri în care lentila care părea că este de o firmă, de fapt nu era de o firmă, pentru că au venit cu lentilele luate pe internet și am cerut suportul în care a venit și nu am trimis o firmă și firma n-a recunoscut-o. Deci sunt lentile de contact pirat. Doi, cine nu vine la oftalmolog din când în când, la un moment dat uită anumite noțiuni de igienă, uită anumite noțiuni care pot să dea complicații la nivelul corneii, de exemplu o neovascularizație corneană care este anormală și după aceea nu mai poți scăpa. O persoană care vine din când în când, noi controlăm să vedem dacă nu apar modificări la nivelul conjunctivei, la nivelul corneii și atunci, bineînțeles, grija este foarte mare sau îi spui măcar o perioadă de o săptămână, de o lună, nu-ți mai porți lentila. La fel cum să știți că, în general, atunci când recomand lentile de contact, spun măcar în weekend poartă-ți ochelarul. Să fie o perioadă în care practic oxigenarea corneii să fie foarte bună, deși în acest moment există lentile foarte bune. Dar m-ați întrebat de acea lentilă de o lună, da, o recomand, dar în anumite situații. Despre lentilele care doar schimbă culoarea ochilor, ce părere aveți? La un moment dat, să știți că nu mai era voie să fie, da, și să fie comercializate, nici măcar acele lentile care erau lentilele de Halloween, cum spunem noi, și care se purtau, acum iarăși au reapărut pe piață. Cei care poartă știu că la un moment dat există o problemă chiar cu vederea, pentru că o lentilă care este colorată și care vrea să-ți schimbe culoarea are niște mici puncte care sunt colorate pe lentilă și care, bineînțeles, îți lasă o pupilă de o anumită dimensiune. Trecerea de la zi la noapte, de la o lumină la alta, joacă pupila și la un moment dat tu vezi acele puncte și, bineînțeles, că te deranjează. Îmi spuneau, de exemplu, domnișoarele care mergeau noaptea în discotecă, acum nu prea mai este cazul, că știți, noaptea eu când eram în discotecă vedeam niște puncte. Zic, da, vedeai punctele de pe lentila de contact. Pentru că noaptea lumina este diferită și pupila era mult mai mare și atunci normal că interfera cu acele puncte. Practic este inutilă această dorință, nu? De a schimba culoarea ochilor. Până la urmă, important este să fie sănătoasă vederea. Unii vor, de exemplu, vor la căsătorie să aibă altă culoare a ochilor. Sunt foarte multe cereri sau pur și simplu așa ca o moft. Persoanele care nu acceptă nici ochelarii de vedere, nici lentilele de contact, mai au o variantă, intervenția chirurgicală. Intervenția chirurgicală care este o soluție, dar cu un ochi care este păstrat cu o igienă foarte bună. Din fericire scap de ochelari, dar la fel, măsurătorile pe care le faci și igiena ochiului pe care trebuie să o ai, trebuie să fie extrem de strictă. Dar acei pacienți care se operează trebuie să protejeze ochiul, fie prin faptul că au un risc mai mare de un sindrom de ochi uscat și atunci își vor pune măcar lacrimi artificiale și vor avea un ochelar de soare care trebuie să fie potrivit cu ultraviolete să se protejeze atunci când merg mai ales la mare sau când este foarte cald. Dar da, este o soluție și să știți că foarte multă lume apelează la acest lucru. Eu am deja copii, eu fiind oftalmopediatru, copii care îmi spun când mă pot opera. Înainte de 18 ani, acum nu se recomandă pentru că încă sunt modificări.
și îmi spun pot, cât de repede pot să mă operez. Și mai este încă un lucru pe care vreau să-l spun, mai ales dacă un copil are nevoie de un ochelar, să știe că dacă nu-și poartă ochelarul sau lentila de contact, când vor ajunge să aibă nevoie și să poată să facă chirurgia refractivă, dacă nu au purtat de copil acel ochelar, ochiul rămâne lene și apare ambliopia. Dacă eu am purtat ochelarul bun, dacă am purtat lentila de contact și îmi voi face la 18 ani operația, da, voi avea o vedere mult mai bună pentru că am corectat vederea. Și să știți, scuzați că vă întrerup, sunt, de exemplu, tineri care vor să meargă în armată, tineri care vor să urmeze o astfel de carieră, dar acolo dacă nu ai o vedere foarte bună și acum se acceptă și cu operație laser, dacă au avut nevoie de un ochelar și nu l-au purtat și au ochiul ambliop, degeaba se gândesc să facă acel laser la 18 ani. Fiind oftalmopediatru, mă întâlnesc foarte des cu această întrebare și spun, da, uite, ai să suporți până la o vârstă ochelarul sau lentila, dar atunci te poți opera. Vă întrebam mai devreme despre cât de aglomerați ați fost în această perioadă la clinică și am văzut câteva articole foarte frumoase privind activitatea clinicii. Citeam despre transplantul de cornee care se realizează cu succes în clinica pe care o conduceți. Din fericire, clinica noastră încă face transplant de cornee. Subliniez că domnul profesor Chiseliță face transplantul în continuare. Este cel care ne ajută, vine special pentru transplantul de cornee și în acest moment am rămas singura clinică privată din România care facem acest transplant de cornee. Lista s-a mărit foarte mult pentru că cei care erau înscriși la un spital, la Spitalul Militar București sau la Oradea, la spitalele de stat, s-au orientat spre noi pentru că Spitalul Militar București în acest moment nu avea acreditarea. Și a fost foarte dificil în această perioadă pentru că testele pentru COVID au făcut ca perioada de stat în spital unui astfel de pacient să fie îndelungată chiar până când facem aceste controle, dar da, chiar în această perioadă am făcut și transplant de cornee. Sunt mulți pacienți care au nevoie de o astfel de intervenție? Întotdeauna am avut peste 100 de pacienți, peste 120 de pacienți, tot timpul lista este practic din nou înnoită. Sunt pacienți care preferă să o facă și o fac fie în România, fie în străinătate, fie la clinicile private, pentru că unii sunt persoane tinere, active și care vor să facă acest transplant. Dar lista întotdeauna este de peste 120. Și să știți că a fost o perioadă foarte grea pentru noi, dar în același timp ne-am bucurat că am putut să facem transplantul și de aceea noi acum în septembrie vom avea din nou reuniunea anuală a oftalmologilor care trebuia să o avem tradițional în luna mai, vom avea prima ediție virtual, dar de aceea la titlul de tradiție și viitor în oftalmologie am adăugat prezență în pandemie, pentru că cred că această perioadă de pandemie ne-a făcut să fim mult mai uniți și să lucrăm și să încercăm să ajutăm pacienții care au o patologie oftalmologică. O altă întrebare pe Facebook care a apărut. Care sunt cele mai noi tehnici în ce privește operația de cataractă? Bine, tehnica este prin faptul că există aparatură din ce în ce mai performantă. Există aparatură care, așa cum știm, operația durează acum până în 10 minute, operația propriu-zisă. De la simplu fapt că, practic, pregătirea nu se mai face cu o injecție care lângă ochi, ci punem picături. Incizia este extrem de mică, aparatul de fac o emulsificare este extrem de bun și foarte precis. În plus, implantele de cristalin care sunt foldabile, deci se pliază și care intră printr-un orificiu foarte mic. Oftalmologia are o industrie extraordinară care se schimbă de la zi la zi și care permite în acest moment să mereu să îmbunătățești aparatura și există acum și posibilitatea să faci în același timp și o operație refractivă, operând atât de viciu de refracție cât și de cataractă, încât iată că, pentru că inclusiv cataractă apare la persoane și la vârste mult mai tinere față de altă dată. Iar aparatura se schimbă de la an la an, dacă nu mai spunem noi acum de la lună la lună, dar de la an la an. Cum evaluați succesul unei operații?
indiferent că discutăm despre operație de cataractă, ori de corectarea vederii. Bine, depinde ce tip de operație ai, pentru că dacă la o cataractă te aștepți la o vedere mult mai bună, la o îmbunătățire a acuității vizuale, de exemplu atunci când ai o dezlipire de retină mare și când ai rupturi mari și ai avut și o hemoragie vitreană și ai curățat foarte bine ochiul, să știți că simplu fapt că pacientul vede la distanță și vede fețele este un lucru deja câștigat. Depinde ce spui prin succes în operație. Fiecare tip de operație are, practic, rezultatul pe care îl vrei tu. Vorbeam la început de presiune intraoculară, ai scăzut presiunea, pe pacientul mai doare, pacientul este mult mai liniștit, deja este un succes și este de obicei la un pacient la care vederea este foarte slabă, deci depinde. Noi vorbim întotdeauna de creșterea calității vederii, dar și de creșterea calității vieții, deci totul este să integrezi practic în societate un pacient și nu întotdeauna acuitatea vizuală este reperul nostru. Fără să știți că am ajuns la finalul emisiunii, v-ați întors la subiectul de bază și aș vrea să le transmiteți un ultim mesaj celor care ne-au urmărit astăzi. În primul rând să facă un control periodic de la vârstele foarte mici, de la copilul foarte mic până la vârsta de 90-100 de ani. Le doresc tuturor multă sănătate. Să aibă grijă de ochi, ca de ochii din cap, să orice lucru, orice ochi roșu, orice durere la ochi, să-i îndrume spre oftalmolog și, nu în ultimul rând, multă, multă sănătate și vacanță plăcută elevilor care încă mai sunt și să începem școala în condiții foarte bune. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru tot ce ne-ați povestit astăzi și vă așteptăm să reveniți pentru că această specialitate este extrem de vastă. Avem multe lucruri pe care începe să le discutăm. Începe școala și probabil că atunci o să avem de discutat. Sigur. Foarte multe. A fost alături de noi astăzi doamna profesor dr. Camelia Bogdănici, șefa clinicii oftalmologie a Spitalului Sfântul Spiridon din Iași. Am ajuns la final de emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit până la final. Rămâneți în continuare alături de echipa noastră. Ne întâlnim de la ora 15 la o nouă emisiune. Toate cele bune!